Dacă vă uitați la un film vechi, clasic, da, și la un film din zilele noastre, vă puteți da seama, fără să luați în seamă colorizarea, șarful, HD-ul, etc., că actorii de atunci arătau altfel decât actorii de acum, din două puncte de vedere. Unul, dinții impecabili. În zilele noastre toți au dinții impecabili. Dacă vă uitați la un film cu Frank Sinatra sau cu Humphrey Bogart, veți vedea că dinții oamenilor nu sunt toți la linie albi. Și doi, vă uitați la genele femeilor. Pe vremea aia, multe foloseau încă genele lor naturale, iar dacă erau extensii, era clară treaba. E, acum vezi niște gene în filme de... Unori te sperii. Azi vorbim tocmai așa, despre acest așa subiect. Așa lungi ca ale mele? Vai, mi-e rău. Vorbim cu Mădălina despre extensiile de gene. Bă, deci lasă-mă, mă, dar ce-ți faci, cosițe? Extensii de gene. Ți le împletești? Urmează extensii de urechi și extensii de nas. Extensii de urechi mi-am făcut eu și de nas dumneata. Mădălina e în direct cu noi de la o locație unde se face treaba asta. Mădălina, am 1000 de întrebări ca bărbat. Sunt foarte multe, domnule. 1. Cât durează? 2. Doare? 3. Că... Cam cât costă pe ochi? Auzi, stai așa, zici că e un simultan de șah, vezi? Sunt multe doamne acolo și trece cineva și mută gena... Cal ia la G4. Unde ești, Mădălina? Uite, bună dimineața! Uite, doamnă, se uită în spate. Taci odată. Stai, mă. Vă salut, băieți. Dani, știi în primul rând că există un campionat internațional de extensii de gene? Ei bine, există, suntem și noi aici și încercăm să aflăm secrete pentru femeile care nu au extensii, nu au genele atât de naturale și de frumoase, de curbate. Specialistul nostru în extensii de gene ne ajută în această dimineață. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit la evenimentul nostru! Eu știam că există gene 3D. Am mai avansat un pic de atunci? Da, am mai avansat. Avem deja și 4D, și 7D, și 8D, și 12D. Și aici avem chiar un caz, participanta care participă are extensii de gene de la 8 până la 12 de, adică 8 fire. De bună dimineața, ne ajuți așa un pic? Tu ai gene 7 de acum? Nu, de la 8 la 12 de. Adică de la 8 fire pe o singură geană naturală până la 12 fire pe o geană naturală, fire de extensii de gene. Și aici ce avem? Ce tip de gen avem aici? Să ne spune ea ce, că sunt foarte multe și ea își alege ce puneți. Sunt grosimi multe și la moment se aplică 3D, adică 3 extensii pe o geană naturală. Am înțeles, vedem aici mai multe modele noi, nu le pricepem, explică-ne tu. Da, fac o lucrare în nuanțe de maro, am ales grosim de la 005, 007, lucrez în față cu mărim de la 4 mm până la maxim 9, îi fac un efect de păpușă, să-i facem ochii rotunzi și frumoși. Drăgălași, văd că aici sunt și numerotate cumva. Da, mi-am făcut o mapă a genelor ca să știu eu exact până unde am să pun fiecare măsură. Și atunci să fac ochii simetrici, să nu am altfel la un ochi și altfel la celălalt. Contează și tipul de ochi, dacă avem ochii deja sub formă, ochii migdalați, de exemplu, pui altfel de gene? Da, bineînțeles, la ochi migdalați se pun un fel de gene, la ochi mari altfel, dacă sunt foarte mari optăm pentru gene mai micuțe, dacă sunt mai adânciți putem să punem și mai lungi, acum în funcție de forma feței, în formă de ce dorește și clienta, bineînțeles, bine, la campionat ce dorim noi, acasă, okay, la salon ce doresc ele. Da. Cât durează o astfel de procedură? În mod normal, în salon, cam 2 ore și la campionat am avea nevoie și de 5. Trebuie să spunem că tu ești un pic contratimp pentru că tu ești în timpul campionatului acum. De ore și mai am și câteva gene de aplicat, dar sper să reușesc. Și acum, în 15 minute, ce mai trebuie să faci? Să aplici pe exterior? Exact, la exterior câteva genuțe mici de 4 și de 5 mm, care sunt cele mai grele de pus. Dar mă voi descurca, voi reuși să le pun. Unde le purtăm pe cele 7D sau 12D? Le purtăm în viața de zi cu zi sau doar la evenimente speciale? Sunt persoane care optează doar pentru evenimente speciale, dar sunt și persoane cărora le plac de zi cu zi. Eu, de exemplu, le port și mulțumesc foarte mult colegii mele care le-a făcut. Dar ne mai machem dacă avem deja genele acestea? Mă putem să ne machem? Sincer, eu clientelor nu le spun să se mai macheze. Odată ce avem deja gene, nu mai avem nevoie nici de rimel, nici de tuș, de absolut nimic. Ochiul se conturează foarte frumos și dacă mai aplicăm rimel, le degradăm pe cele naturale. Deci nu. Ok, îți mulțumesc foarte mult și spor la competiție. Mai vezi că mai ai 14 minute. Da.
Așadar, cele care nu au fost înzestrate cu gene foarte frumoase au această variantă să opteze pentru gene începând de la 3D până la 12D, ați auzit ce spun specialiștii. Răzvan, Dani, sper că ți-am răspuns la toate întrebările tale de la început. Da, mulțumim tare mult. D vine de la dimensiune, da? Adică în 3 dimensiuni, 12 dimensiuni, nu pot să le, nu știu, să le enumăr, nici nu știu dacă există. Mă rog, e foarte complicat asta cu genele. Am înțeles că se poartă împletite acum, câte 2, câte 3. Nu râdeți, domnule. Și se pun așa, arăți de parcă ai făcut baie într-un ulei ceva și ele au rămas cumva cleioase. E ceva, vai de mine. Și există alea banda, ați văzut, când își dau doamnele mai mult pentru teatru și film. Mă rog, spor la acest campionat, iată, internațional de pus gen. Super.